Fiora. Ce faci? He said, let me tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time. You gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just foarte frumos. Vedem ce avem aici. Crappy. Așa se numește. Pește foarte, foarte drăguț. Salut. Mersi de vizită. Hai înapoi în apă. Foarte fain, mai încercăm. Pentru că de unul poate sunt mai mulți. Salutare, o dimineață frumoasă de aprilie. Astăzi o să încercăm două variante. Una, o momeală foarte mică, ceva care arată așa. Este puțin înnorat, m-am gândit la o culoare simplă, un gri cu puțin roșu totuși, în încercarea de a trage atenția, și asta este pusă pe un băț de finețe. Și varianta a doua o să avem pe bățul de putere medie, o să pescuim cu ceva la extrema cealaltă, și anume o broască. Prima oară când pescuiesc cu așa ceva. Am ales o culoare verde cu galben. Vom vedea. Apa este foarte liniștită, nu bate vântul, temperatura este frumoasă. Cum am spus, aprilie, începe să se încălzească apa. Sperăm să avem ceva capturi. Haideți să ne distrăm. O să începem cu ăsta mic. E prima oară când folosesc așa ceva. Haideți să-l încercăm. Vreau să vă spun că locul ăsta este foarte pescuit. Tot timpul este cineva la pescuit aici, așa că peștii ăștia probabil au văzut cam tot ce se putea vedea. Cred că micuțul ăsta pe care îl folosesc acum plutește, nu se scufundă prea repede. Să vedem. Să vedem ce se întâmplă. Acțiunea prin apă e ciudată. Ha, ha, ha. Cred că o să avem o captură. Pești mici. Am văzut ceva, un atac mic eșuat. Haideți să mai încercăm. Destul de distractiv. După care, dacă o să am ceva capturi la pești mici, o să trec la broască. O să căutăm ceva, o zonă mai încolo, un pic mai departe de unde stau pescarii de obicei. A fost atacul acela mic, care am dat cât de cât speranțe. Dar, cum am spus, locul este foarte pescuit. Peștii sunt obișnuiți cu năluci zilnic. Deci ce facem noi aici este un sport extrem. Ok, haideți să mai schimbăm puțin locul. Am deja mai bine de jumătate de oră de când pescuiesc cu năluca asta minusculă. Am avut un atac sau două, dar timide, pești mici. Așa că o să trec pe broască. Prima oară când pescuiesc cu așa ceva. Am pus-o pe un băț de putere medie. Suntem într-un loc unde apa e liniștită, poate nici foarte adâncă, destul de mult stuf, și mă gândesc că poate o prezentare a unei broaște ar fi ceva natural pentru peștii din acest loc. Haideți să vedem. Un lucru pe care îl observ imediat la broască este că... Ups! Face foarte mare
gălăgie, foarte multe valuri în apă, deci câteva lansări și deja peștii sunt în, sunt în gardă. Era să lovesc gâștele cu broasca în aer. O să încerc o lansare cât pot eu de departe la stuful de pe partea cealaltă, după care o recuperare mai lejeră. Frumos. Frumos. Se lansează foarte frumos broasca. Distractiv. Distractiv pe broască. Tocmai am văzut pești jucându-se chiar aici. Facem o lansare exact unde am văzut mișcarea. Este? Ha-ha! Foarte frumos. Mersi de vizită. A venit și numărul 2. Unul mai micitel decât primul. Ăsta e frumosul. Bluegill se numește. Hai înapoi în apă. Fugi. Ne-am schimbat pe broască din nou. Aș vrea să arunc exact pe lângă copacii ăștia din față. Să fac o recuperare paralel cu copacii. Problema e că bate vântul dinspre larg spre mal. Și mi-e frică să n-ajungă broasca în copac. Așa că o să încerc lansări. Ok, n-a fost rău. Am dat mai departe de copaci pentru că, cum vă spuneam, vântul e puternic. Vremea e foarte schimbătoare. Oh, ce lansare frumoasă, exact unde mi-am dorit. Chiar dacă speranțele mele de a prinde ceva cu broasca... Op, nu, nu, nu încrengi. Până la urmă tot încrenge a ajuns. Vreau să vă spun că speranțele mele de a prinde cu broasca nu sunt mari, dar că e distractiv stilul. Ce nu e distractiv e că ajunge încrengi. Nu știu dacă o să mai scot de aici. Cu ocazia asta am ajuns pe un loc care îmi place. Sunt mai aproape de lemne, de copaci. Să facem câteva lansări de aici. Asta nu-mi place. Și până la urmă a ajuns și în copac. Asta e frumusețea pescuitului. Gata, broasca s-a urcat în copac și nu mai vrea să se dea jos. O să rup firul.
Cam atât pentru astăzi. Succesul a fost adus de momelile mici, nimic cu broasca. Poate data viitoare. Ne vedem la următoarea aventură.